plătesc la Dumnezeu, ar avea în factura sa intimă ceva din factura spiritului slab. Conservă câte ceva din factura spiritului slab. Subtitlul Revolta fondului nostru în Elatin, Blaga îi răspunde și știe foarte bine cât de tăios era verbul lui Blaga când era vorba de pamflet. Era așa de tăios, așa de aprig, încât atunci când a duelat cu Constantin Rădulescu Motru, ăsta s-a rămas descumpănit și a dat demisia din Academie, era președinte Academiei. Și numai intervenția celorlalți colegi academicieri l-a înduplecat să rămână totuși în continuare, după ce alți colegi academicieni au semnat această scrisoare de 11-12 membri de consolare pentru Constantin Rădulescu Motru. Adică Blaga pur și simplu l-a desfințat pe Constantin Rădulescu Motru. În duelul pe care l-a avut cu Dan Bota, Dan Bota vrea să legitimeze originea latină a spiritului românesc. În timp ce Blaga, pentru a accentua asupra caracterului umbros și tectonic și magmatic al spiritului românesc ca o preluare sau ca o compatibilitate cu spiritul slav, Dan Bota a încercat să legitimeze originile latine ale modului de gândire românesc, de existență și de interpretare a existenței în spiritul românesc. Deci, aceasta, cred eu, că este cheia de la care trebuie pornit în înțelegerea lucrării monografice a lui Dan Bota, de la lumea arheilor. Cine înțelege lumea arheilor, înțelege foarte bine și această carte, înțelege foarte bine și cei doi mari oameni de cultură, practic Dan și Emil Bota. Adrian Botez identifică în exegeza ta 12 arhei în scrierile lui Poetului. Sunt mai mulți, domnule, vreau 150, nu 12. La cuprins acolo să trebuie să vezi. La cuprins ai vreo 30 și ceva. Nu sunt peste 100, ai să iei. Eu i-am văzut la cuprins. Mai nu. 100 nu mai știu, dar nu cred că sunt peste 100. Dar oricum, aceasta este cheia pentru toți cei care vor să intre în domeniu și să înțeleagă ceva din opera poetului Bota. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și mie! Nu, lăsați că vă spun profesoara, e complicat. Cred că la domnul Botez am o misiune mai ușoară. Numai dacă citesc titlurile la cărți, deja m-am scos. Nu mai e cazul ca să vă spun și ceva. Da. Cof. O să vă prezint această carte. Ieri, în jurul orei 14:39, a apărut aici de sub tipar, ca să vă Revoluția lui Lucio Ferrante, sau Cabala nebunilor. Este vorba de o poveste alchimică, probabil cartea vieții domnului profesor Adrian Botez. Ca să ajungă la această carte, tot ceea ce spune doar părerea mea, domnul profesor poate să mă contrazică. E și frumos așa, nu? Lucio Ferrante este Lucifer. Da. Vreau să spun, ca să ajungeți la această carte, după părerea mea, dumneavoastră ați început cu nălucirile abatului Bernard. Mergem mai departe și vine cu romanul Domnul X. Nu se oprește aici, trece la o altă carte, Prostul,
Și aici facem o paranteză, început să domn profesor să spună. Mi-a trimis cartea Adrian Botez, prostul, evident, pe e-mail. Cum Dumnezeu să scrie așa? Adrian Botez, prostul, nu are. Nu se poate. Să spun, domn profesor, nu pot să... Zic, n-am cum, trebuie să găsim o formulă. Nu, lăsați-o, las-o așa, că ce? Să afli și oameni ăștia că... Adrian Botez e prost, domn profesor, nu se poate. Parcă trebuia încă... mare efort. Dumnezeu, chiar vrea să o lasă așa. N-am lăsat-o, asta e. Și pe asta e unul de da. Că tot lasă de asta. Știu, da. Nu, vreau de cele care precede această carte, după părerea mea. Undeva, nu mai rețin în care, din cărțile acestea, domnul profesor spune nu poți să fii scriitor sau nu poți să scrii atât de multe cărți dacă nu ai firul roșu cu Dumnezeu direct. Și cred că domnul Botesa are acasă un telefon din ăsta mai sofisticat așa, prin care are firul roșu cu... Să trecem până la masă, acasă, ca să vă găsim. Nu, să ajungă la acest, la acest roman, la această poveste alchimică, care, de fapt, despre ce e vorba în această carte, în câteva cuvinte. Un cronicar din anul 5005, eu l-am cunoscut pe acest cronicar, face o cronică a celor 2000 de ani de existență pământeană și lupta acestui cronicar și cronicar, cred că cronicarul e domnul profesor, e lupta cu spiritul. Cu subanchetă, cronicarul a urmărit. Da, și lupta, de fapt, lupta celor cu spiritul. Undeva, dacă o să citiți cu atenție cartea, o să vă găsiți pasaje întregi despre viața domnului profesor. Vă las pe dumneavoastră, nu o să vă le spun, vă las pe dumneavoastră să descoperiți prin citirea acestei cărți. Este o carte interesantă, se citește foarte ușor în comparație cu, cealaltă carte despre Bota, o carte, cred eu, o carte mare și la propriu și la figurat, pe când aici, domnul profesor, ce face? Dumnezeule, e foarte greu să poți să pătrunzi dincolo de umbra silabei. Domnul profesor analizează chiar și umbra silabei, cum spuneam mai devreme, nu-i scapă absolut nimic, bine, analizează din punct de vedere hermeneutic, totul despre Bota, despre cei doi frați Bota. E o carte mare pentru Ajud, considerat, dar e o carte mare și pentru literatura română. Am ținut foarte mult că această carte să apară în condiții deosebite. M-a înțeles domn profesor la vremea respectivă că am zis o carte de genul acesta nu poate să nu aibă niște coperți care să reziste peste 1000 de ani. Nu? Zicem noi, 1000 de ani ca să ne... Da, e o carte cu domnul profesor Ionel Necula, a sintetizat perfect cuprinsul acestei cărți. Orice ajutean ar trebui să aibă o carte de acest gen în biblioteca domniei sale, pentru că nu știu dacă se va mai scrie vreodată o carte despre... și oricum nu știu dacă mai descoperă ceva să mai scrie despre un Bota. Nu mai, nu cred că mai există ceva. Și, într-adevăr, pornește de la Eminescu. Deci, din opera lui domnul profesor Adrian Botez, totul pornește de la Eminescu și de Softei. Nu, și tot s-o te pornește, tot de la Eminescu și așa mai departe. Tot pornește de la cei doi. Deci nu pornește o operă fără a avea în vedere pe cei doi. Asta e reperul. Exact, da. Oh, da. Am vorbit despre aceste cărți. Cred că e cazul să spune unde trebuie caut. Aici. Da.
Nu cred că e cazul să vă dezvolui acum fiecare subiect în parte. V-am zis că pornește de la Lucelea Batul Bernardo și veți găsi sfârșitul, cu toate care denumiri și personaje diferite, fiecare carte în parte. Veți vedea că toate trei sau chiar patru, nu mai știu să numă, au legătură directă cu Revoluția lui Fuente. Acest Lucifer pe care îl... De care face vorbire domnul profesor acum? Pe lângă analiza hermeneutică pe care a făcut-o și chiar și în povestire, domnul profesor face o analiză. Chiar și în povestire găsim o filozofie, o filozofie a vieții. Lumea lui se duce întotdeauna către spirit. Lupta domniei sale este cu spiritul, nu este o luptă cu un mins sau cu altcineva. Și cred eu, concluzia mea, că dumneavoastră consideră că aici e greșeala omenirii, pornind la un spirit pe care noi nu l-am înțeles la vremea și la înălțimea respectivă. Sunt doar niște puncte cosmice de vedere. Când se cutremură pământul, de fapt, face dragoste. Secret secetă cu o stea și a ajuns la acel estaz cosmic dincolo de care nu mai există nici oameni, nici viață, nici moarte, ori prăbușiri. Nu mai există nici măcar el, pământul stăruie în văzduh, doar parfumul acelei stele, mândră de dăruirea ei și care cochetă, acum, acolo, murmură un cântec de raze, se privește, distrată, în oglinda micului cataclism de sub ea. Dar nu se vede nimic decât amintirea acelui moment de cutremurătoare bucurie. Și că vreau înferbântat și în taine chiar mă mândresc, năzuiesc din toate colțurile ființei de tot să fiu prieten, frate sau nepot, dar nu pot, sunt încă acum doar o chircitură, o ploioasă leșinată de om, zguduit de toate spaimele și nădejdele, orfan de lumină, văduv de o întreagă săptămână nărăvită la risipuri și la dune, la neînțelepciune încercuit, biruit, năruit de cea mai banală furtună lăpăită pe ceruri și în strună, sunt doar umbra. Proiectul abia întrevisa prin eoni și ere, pe când gândirile toate, copacul și cristalul abia se învățau să tacă sublim, ori numai să zbiere a ceea ce voi fi fost cândva, până atunci și iar mai va. Nu mă lua prea tare, lasă-mă în ritmul ăsta, bătrânesc de vals printre stele, lasă-mă în apele mele și așa tulburate puhoaie de lacrimi, umilite patim într-o neputință de a sta la portița după treier, nepăsător ca un greier, de vorbă cu tine ca și cu mine, puțindu-mi picioarele amândouă deasupra de aștri și ouă, într-o continuă pendulare, măsurând astfel vremea visului cel mare, până când nu va mai fi nici amintire de vreme, ci numai Hristos se va îmbrățișa pe sine cu toate cântecele de la mine și neclintit într-o seninătate își va degusta în alta lumină și singurătate preistorică, numai taborică, lasă-mă în firea mea de nepricepere și de om, cât mai tragi tu prin stele un somn, nu mai grăbi prea tare, pentru că se poate să surzesc, să orbesc și nu de uimire ori slavă, ci așa, într-o aiurea, precum o amărâtă de babă, zgribulită printre săracii cei mai săraci din pridvorul tău și uitându-se ca proasta în sânul ei, zgău și deh am și eu încă orgoliile mele la sărbătoare de frate, vreau să apar ca tot omul
îmbrăcat cu de toate. Acesta este Adrian Botezi. Și la Râmnicu Sfânsul, și la Râmnicu Sărea, unde mi-a făcut onoarea domnul Constantin Marafe să mă sărbătorească și să prezinte aceste cărți. Și acolo am făcut aceeași afirmație că unui adevărat critic literar, nu ludic precum Călinescu, și unul care chiar vrea să ajungă la esență, nu-i ajunge o viață, nu-i ajunge două, poate nici trei. Ceea ce am încercat, dar viața mi se va sfârși curând, a fost să fac o anistorie a literaturii române. Să încep măcar, să pun 7 stâlpi. Am pus 8. Dar cei 7 stâlpi, așa se spune că sunt 7 stâlpi pe înțelepciune care amână Apocalipsa în această lume. Deci eu am pornit cu mulți ani în urmă, probabil vreo 38 de ani în urmă, de la concepția că arta nu se dezvoltă, nu evoluează în timp, ci în afara timpului. De aceea am spus ani istorie. Trebuie să o vedem altfel, în funcție de centri de coagulare spirituală. Demonstrez și acum, că sunt unele țări care se laudă că sunt fară pe cultură, de exemplu Franța, care nu au centru de coagulare spirituală. România, ca și Rusia, are. România are, sigur, unul, se cheamă Eminescu. Eu l-am considerat singurul centru de coagulare spirituală și, în funcție de el, trebuie să fie văzută literatura. Mai aproape, mai departe, în funcție de rezonanța cu centrul spiritual. De aceea Dosoftei de la 1673 rezonează la fel de bine ca și Emil Bota de pe la 1960, să spunem. Deci, nu cred că trebuie... Deci și Dosoftei, și cronicarii, nu numai poezia. Dosoftei este primul mare poet român și primul care îl simte pe Eminescu peste veacuri. Cred și se va demonstra că am dreptate în timp. Cei care vor avea chef să mediteze asupra acestui aspect. Dar și proza. Dar și ceea ce fac cronicare. Demnitatea lui Eminescu, demnitatea lui Grigore Oreche. Demnitatea și în același timp harul de vizionar la Ion Necuțe, la fel la Eminescu și așa mai departe. Asta ar fi, deci, o problemă în legătură cu cărțile foarte multe. A doua, ce spuneam și la Râmnicu Tăras, spun și aici, mi-e rușine că sunt foarte multe. Un scriitor trebuie să scrie o singură carte. Eminescu nu și-a editat el însuși nici măcar acea singură carte. A editat Maiorescu și cum i-a editat-o, rămâne de discutat. Mi-am cerut scuze atunci, îmi cer scuze și acum, pentru cărțile acestea care trebuie să fie scrise, pentru că, așa cum spunea lui Ioan Stoiciu, dacă simți că ți s-a dat un har, trebuie să-l folosești. Așa a spus și Hristos, nu îngropa talentul. Am încercat să fac, să încep, nu să fac, să încep această anistorie. Botez se va duce. Problema este cine va continua această viziune, pentru că mai sunt rezonatori buni, destui, față de centrul de coagulare spirituală, Daco, Lalaho, românească. Atât, Nicola, ca să nu. Ce să spun, decât că mi se pare un fenomen, ce privește și nu glumesc, trăiesc căduca literară, totuși, aia, în atâția ani. Eu n-am mai întâlnit. Cineva observa, dacă o mică paranteză, că se citește greu, cred că Ioan Necula, e adevărat. Puțin greu. Se citește foarte puțin. Da, puțin. Nu, se citește și destul de greu, pentru că dacă nu ai...
dacă nu insisti să citești pe Adrian Botezi, să-i citești cărțile, n-ai să reușești să-i dai de capăt. Pentru mine, chiar dacă el e foarte coerent... Dacă vorbești despre citire în sensul de hermeneutică. Sigur că asta vreau să fac eu. Și acum a pomenit de esență că trebuie trei veci. Da, interesant. Să ajungi la esență. Adică, ce voiam să spun, Rivele, critica impresionistă nu rezolvă. Dacă nu se face aplicare de text, așa cum am încercat și la tine, nu se ajunge la filozof. La tine, cred că, atunci când citeam, te-ai recunoscut în ceea ce spuneam. Da, foarte interesant. Da, e ceva la care nu mă gândesc. Deci, o istorie, o an-istorie hermeneutică. La asta mă refer. Dar asta este foarte greu. De asta spuneam de trei și mai multe vieți, că n-ai timp într-o viață să faci chestii. Adrian Botez trebuie citit. Este o treabă de echipă, nu de... Da, exact. Da. Și o treabă de echipă mare. Da. Chiar trebuie citit. Și prozele lui sunt altă. Poezia, eu mă bucur de fiecare dată, primesc pe mine poezii. Și eu sunt înaintea tuturor, citind ceea ce scrie și știind ceea ce scrie și gândește în acel moment. Eu, să dea Dumnezeu să fie descoperit la timp și să nu văd că tot vorbește de dispariție. Lasă, nu mai ai de tras. Nu te lasă, Doamne, așa. Fiecare dintre noi dispărim la un moment dat. La un moment dat. Dar momentul ăsta este foarte aproape, adică... Livre, tu dai lecții! Ca să faci la istorie hermeneutică a literaturii române, ai nevoie, cum a spus Ionel Necula, de echipă și echipă formată din oameni ca tine, care au harta. Aici e problema. Trebuie o omogenitate echipă. Problema e că avem niște critici care nu mai citesc pe șoarci. Exact. Care nu mai se uită pe deasupra și așteaptă... Îmi pare rău, între timp s-a trecut la plata. Nu știu dacă domnul Necula se simte vizat de asemenea. Iar da, nu pune și pe Cornel Gabel să spună o vorbă pe aici, pe la dacă rest. Dacă dorești, eu o să mă lac. Mai ales că am trecut printr-o mănăstire și cred că mai are niște lucruri de spus. Sigur, și este cel care ne-a editat câteva dintre cărțile importante pe care poți să iar la. Atât mai bine. Da. Rămân la ceea ce spusese la început. Adrian Botezi e un fenomen, trebuie citit, trebuie înțeles, trebuie luat cu binișorul, cum să zice. Trebuie să te încăpățânești să-l citești, pentru că el te cam te lasă pe drumul, pe drum, când citești. Așa. Trebuie să-i găsești, începusem să spun de fragmentarism. El e atât de coerent în ce scrie, că nu cred că se gândește vreo clipă la fragmentarism. Dar tu ai foarte mult fragmentarism, pe care dacă îl pui cap la cap, este o operă colosală. Îmi pare rău, e părerea mea, o mențin în continuare. De altfel, fragmente sunt și Biblie și sigur, esențial. Dar pe dedesubt există rezonanță și are până la urmă dau sper. Un roșu cu care zici că ai legătură. Da. Mi-e pare rău, uite vorba de sus. Să-mi dai și mie telefonul. Nu, 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 nu. O mică paranteză înainte de a ruga pe domnul de la mănăstire. Mai este sau nu mai este la mănăstire momentul ăsta. Iertați-mă o paranteză. Vă rog să luați România, viața românească, am adus-o, luați-o fiecare de curiozitate să vedeți cum arată revistele literare, pentru că nu circulă, nu are difuzare și așa mai departe. Deci oricine de aici, sunt două numere, să nu luați același număr. Și încă o paranteză, cer mii de scuze că n-am subliniat ceea ce am ținut în mod deosebit să subliniez. Cartea mea are valoare și pentru că are o copertă superbă. E realizată de, dacă că știți asta, ați realizat de și ținut. De Vasile Anghelache, da, sigur. Prietenul și consătarul vostru. Nu mă mir. Ce vreau să spun, când mi-a spus Liviu despre carte și mi-a spus titlul, eu desenul ăsta l-am făcut prin anii 90. Am un ciclu de desene despre zbor și m-am gândit la desenul ăsta, că dacă vă uitați cu atenție, jos pe pământ sunt două e o pereche de ghete care rămân spiritul teluric, trupul teluric care rămâne pe pământ, iar spiritul care se vrea într-un fel soteurologic în viziunea mea,
semnalță spre cer. Și cred că desenul se potrivește foarte bine cu, cu spiritul cărții lui Liviu. Da, foarte frumos. De altfel, când dau case, zice, domnule, ce cate frumoasă, până se ajungă să intre înăuntru, mai e. Dar îți ia fața. Mulțumesc eu, Vasile, asta vreau. Și îmi cer scuze pentru parateză, domnul Cornel Galder, eu îl invit în mod deosebit să vorbească. Asta de mai cap. Poate face formă. Aveți de la adăzare? Vreau să spun și eu câteva cuvinte, mai ales că ne știm cu domnul Botez de ceva ani. În momentul de față mă lupt cu antimivirea. Și mă lupt destul de greu. Pentru că este atâta substanță acolo și este atâta, cum zic, să mă trimit. De ce spuneți că vă ocupați? Nu, de cartea domnului Botez vorbesc. Așa spune, am înțeles. A fost și discuția despre Ivreanu și am rămas așa cu ea. Despre Dosoftei. Mi-a dat-o domnul Enache și m-a rugat să scriu ceva pentru credința ortodoxă. O să încerc, dar nu știu dacă mă ridic la nivelul de cărții. Chiar dacă am și eu ceva cunoștințe în domeniul acesta al spiritualității. Sigur că i-am urmărit și poezia încă de la începuturi și fantezia aceasta din basmele pe care le-am publicat la editura Corgal Press. Am și alte cărți de poezie, dar și eu ca și dumneavoastră, chiar dacă sunt încă un cititor, n-am avut răgazul să parcurg tot. De asta sunt mereu în urmă și de asta am încercat și eu să semnările mele să le adun în niște cărți care se numesc, două dintre ele, se numesc Lecturi aleatorii. Unde prind atât Băcoanii cât și... Probleme întâmpinare. Da. Deci sunt ales niște cărți care le-am avut eu în mână și m-am ocupat de Băcoanii la nivelul fișei bibliografice. Am 7 volume de personalități băcoane și un volum dedicat scriitorilor băcoani și urmează acum lucrez la al doilea volum pentru că sunt. Chiar dacă unii au, cum să zic eu, o valoare de jos, așa, adică nu în valoare, dar dacă vrei să... Dați-mă că vă te rog, nu să credeți, dar ați văzut, a fost în regiunea Bacău. Nu v-ați văzut ocupat nimeni, niciodată, la Ateneu și, în general, în biografia județeană, care sunt în regiunea Bacău. Nu supărat. Și contează că a trecut la județul Bacău. A fost în regiunea Bacău până în 1968, când a avut loc mutarea. Nu aveți nicio idee despre asta. Eu am scris și despre cei care sunt în Franța, dar au fost băcoani. Inclusiv în dicționarul acesta. Și inclusiv în cazul acesta. Vă zic Ateneu și sunt două volume Ateneu scriitorilor. Bibliografia, este bibliografia Ateneu. Așa ce a scos acum Victor Mitocar, a scos o carte despre Ateneu. Foarte bine, da, am și eu. Nu, asta este acum de exemplu. Acum de exemplu lucrez la carte despre debutanți. Între am scris una despre debutanții în Bacovanie, numai despre Curație. Între 1900 și 1902 și au fost vreo 60 de ani, nu mi-am mai scăpat. Și acum lucrez vreau să continui de debutanții între 2010. Dar tot așa mă lovesc de faptul că nu găsesc cărți, nu am găsit. Am încă, eu i-am
să spun așa, notați ca nume, dar nu dau nicăieri despre cărțile lor și nici nu știu de unde se iau. Bibliografiile fiecăruia o să descoperiți că am debutat în... Dar trebuie să fie de multă vreme. Nu, dar Liviu Stăciu știu, vă nu mă rest la... Păi, debutat chiar în Steagul Roșu din Brașov. Din Brașov, auzi, eu sunt acum în o altă lume. Păi, tocmai, și așa veți găsi la toți, că toți scriitorii țin la acest moment important din viața lui. Am debutat în... Numai așa veți găsi. Deci eu vă urmăresc și cu dumneavoastră de... Da, mulțumesc foarte mult, dar eu vă spun că... Și am și acasă de Farion și am și la Farion și alte cele. Așa. Și vă citesc și din Prosecul, la jurnalul acela, număr de număr. Da, dacă tot vorbim, nu vreți să faceți un jurnal al mănăstirii unde ați fost, știți ce m-ar interesa, nici vă puteți imagina. Are. Cât de mult aș citi. Am trei vorbe. Nu știu. Are. Are jurnal de... Trei jurnale. De mănăs. În prag. Are unul, am citit. Unul e ieșirea din lume, al doilea, ultima sută, și al treilea, primul prag. Și urma acum 1000 de pași, dar am făcut pași înapoi. Am făcut tot pași. Poate... Eu cu sufletul sunt tot acolo și nu e exclus ca niște ani să mă rog. Da, vă rog, am făcut paranteză, întorceți-vă la botez, vă rog, iertați. Revenind la scriitor, pentru că este scriitorul, deci... Harul acesta pe care l-a dat Dumnezeu se vede materializat în niște părți de substanță și, cum să spun, trebuie un cititor de o aceeași factură, să spun așa. Pentru că multitudinea de simboluri, multitudinea de primite la cultura și spiritualitatea românească și numai românească și universală necesită un ochi atent, necesită o gândire profundă și cred eu că acest cititor va fi peste timp, să zic așa. În momentul de față este mai dificil. Eu oricum îl felicit pentru, în primul rând, pentru energia aceasta pe care o revarsă în pagini, pentru cultura vastă, pentru ceea ce face pentru legătura noastră cu Dumnezeu și cu lumea care ne așteaptă, nu peste mult timp. Lumea care poate există odată cu noi, într-o altă zonă. Se speră. Cu Codrescu de la Bacău, tot aici, profesor, Castravete. Fostul profesor Castravete. Critic la Bacău. Profesor la liceu. Aici, la liceu. Da. Profesorul Castravete. Nevastă-sa Felisar, nu? Nevastă-sa Felisar. Tot la... Suntem de domnul Răzean Botez. Vom continua, avem aici domnul Marin Nostru. Pasărea cu aripi prieteni. Tu ești cel mai bun. Și rugăm pe domnul Șleu, dacă tot... Nu, dar n-am știut, iată, bine. Ne vorbiți despre omul Marin Nostru. A, domnul Marin Moscu e altceva, da. Despre omul Marin Moscu putem improviza oricât și oricum, nu oricum, numai de bine, pentru că el este un caz mai rar în Franța, profesor de matematică, se scrie poezie. Caz rar în lume, hai să zicem în România, e un barbo, nu? Sau Marcaia, mă. În lume, da? Oricum are o poezie, dar în ultimul timp scrie poezie foarte grea. Poezie pentru copii. Mie mi se pare că este poezia cel mai greu de scris.
Deși unii s-ar putea să zâmbească, mi se pare că nu este deloc ușor, de aceea eu n-aș încerca vreodată, că m-aș pierde. Domnul Moscu o face. Este un prieten deosebit. Este un om, și mai ales un bunic extraordinar, de altfel din cărțile lui observăm asta. Poate și din cauza aceasta a ajuns să scrie, să scrie pentru copii, nu a dat în mintea copiilor. Este foarte greu să ajungi, să te și ridici, dar să și cobori. Mai ales că ai o vârstă, nu spunem care, știm că e mică. Îi dorim domnului Moscu să mai scrie, chiar și pentru noi copii. Mulțumim! Eu vorbesc în care am adunat poeziile publicate anul trecut, în reviste. A, și la mine? Și mi-a făcut prefața un bun prieten, cunoscut tuturor poeților, și anume Emilian Marcu. Eu propusesem ca această prefață să fie făcută de alt prieten bun, care este de față aici, și a fost prea ocupat să poată să scrie domnul Galben Cornel. Așa că în perioada pe 4 iunie am trimis această carte la editură. Ce editură? E o Cora de la Buzău. Pe data de 6 iunie, cum eu sunt un stupar înrăit, am tras o șpuliță pentru un stup. Așa, s-a încăpățânat șpulița aia, s-a ridicat în sus și am dat în cap, ca să o comunicesc. Și toate degetele mi-au fost retezate. Degetul acesta se ne-a doar în piele. N-am putut să fac nimic la ajut, pierdeam mâna. Am plecat la București, la Spitalul Militar. Și i-am spus doctoriții care m-au operat timp de 5 ore și jumate, eram conștient. Doamna doctor, v-a făcut o dedicație. Și ce dedicație? Și am dat cartea cealaltă, Pete de Lumină pe Fereastra Vieții. Mi-a adus cartea unei edivistă. Am dat telefon la editoră și mi-a băgat, mi-a pus o pagină, anume pentru doamna doctor. A, cu dedicație, da. A, așa. În timpul ăla l-am rugat pe Marian Efrem ca să se ocupe de carte. Și el m-a făcut ofertă. Genial. Te-a făcut genial. Și același lucru îl spune la, despre toți. Ești mare, ești tare, ești bun. V-a zis că v-ați prietă Nobel. A, bine, no, 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 no. No. Contra candidat. No. Legat de poezia pentru copii. Și ieri, nu, alaltă ieri, am apărut în Apollon Junior. Copiii sunt aici, cei care urmăresc, o să găsească o pagină de poezie pentru ei. Și în Apollon Junior, public în diverse reviste, și online, și tipărită. Urmează încă o nouă carte, o carte de dragoste pentru adulți. Da, nu o cumpăr. Nu mai ai căiat, nu mai ai căiat. Și are venit mâna. Asta e cel mai important. Atât am avut să vă spun. Multă bucurie. Sunt elevi de la școala Mila Armencea, însoțit de doamna profesoară, director la școala Armencea, Reta Strat. Asta mea colegă. Doamna de matematică, doamna Ghiuri, Ghiuri Ionea. Și aici au ajutat, m-am prezentat, tu te-au să votez, trebuie mai votez. Nu era asta. Și acum avem domnul Necula, a venit cu monografie, a fost la monografie, cu monografie, nu? Cum s-a născut? Da, s-a zis deja. Dar n-am admirator și n-am ținut să mă laud. O să mă laud eu dacă e vorba de laud, da? Păi este apărută la
Da, vreau să spun doar câteva cuvinte, nu vreau să vă rețin prea mult. Cartea aceasta a primit premiul editurii Rapet. În primul rând pentru faptul că e scrisă foarte bine și, în al doilea rând, pentru curajul domnului profesor Ionel Necula de a vorbi la un timp foarte scurt după trecerea de ființă a scriitorului Luca Titu despre domnia sa. Cartea este scrisă practic în colaborare cu soții Magda și Mihai Ursache. Petru Ursache, da. E o carte excepțională, o să vedeți dumneavoastră că o să găsiți pe lângă cronici de întâmpinare scrise de domnul profesor de-a lungul timpului la diferite cărți ale lui Luca Pițu, o să găsiți și portrete și multe însemnări pe care le-a primit domnul profesor, autografe pe cărți și așa mai departe. E o carte interesantă, e o monografie, într-adevăr, a acestui mare scriitor. Eu nu l-am cunoscut, din păcate, dar cu ocazia editării acestei cărți am descoperit un scriitor de o mare forță și un profesor universitar foarte bine cotat. Brâncenii nu-l cunosc. N-a dorit el să fie. Da, deci a trăit, mai ales că soția domniei sale, fiind profesor din Focșani, legături cu Francia, cred au vină. Au și o vină. L-ați invitat undeva? La două, trei manifestări. L-ați invitat nicăieri. Nu a refuzat. Da. Era invitat acolo. Nu venea. Nu știu, eu l-am invitat de două ori, de două ori am venit cu el. O dată la Odobești. Da. Mai multe lucruri despre carte, o să vă spun, da, la domnul Necu. Da. Spun câteva lucruri, că chiar vreau să subliniez un aspect. Cartea aceasta n-a fost scrisă așa ca să n-a fost prejuită de moartea lui. Ea s-a scris singur. Luca Pițu m-a dorit toate cărțile sale și fiecare carte cu autografe din laborioase, autografe de o pagină întreagă. Și a rămas, am fost și a rămas în relații excepționale cu scriitorul. L-am citit din scoarță în scoarță, am citit fiecare lucru, adică am zis că e de datoria mea, de vreme ce mi-am credințat o carte, să scriu despre ea. Și am scris și toate cărțile. Și toate cronicile acestea s-au adunat, eu dat această carte. Acum am vorbit cu Magda Ursache să-mi dea cele trei scrisori, postul pe care le-am lăsat cu Magda și a fost de acord. Scodea mi-a propus, domnule, dacă tot am inclus ce s-a scris de Luca Pițu, include și cronica soțului meu, bătrânului, cum spun, Petru Ursache. Și am inclus așa. Și a ieșit această carte. Deci nu am scris-o special ca să subliniez într-un fel dispariția lui Luca Pițu. S-a scris singură în timp și ceea ce am făcut eu a fost numai operația de adunare, de alcătuire a cărții. Am rugat-o pe Magda Ursache să apărăm totul, dacă este o colaborare, să apărăm amândoi pe copertă al cărții. N-am vrut-o nici într-un chef. Sub nicio formă. Nu zice pentru că eu urmează să apar pe o altă copertă cu altă cineva și să nu zică lumea că eu mă țin numai de colaborat în această... Numai de poza. Cum? Să nu zică lumea să ține de poza. Nu, să țin numai de colaborul în acesta, de apariții, da, în dublet. Așa, și n-a fost. Și a fost sub semnătura mea. Celălalt lucru, cum ar fi de exemplu ăsta, n-am avut toate sufragiile pentru coperta 1, dar este imaginea care este și reprezentativă și cu cel mai bun contrast. Și am ținut cum să apară această imagine pe copertă. Nu am gândit și sufragiile doamnei Magda Ursache, dar până la urmă am impus această ilustrație. O găsesc și pe Google dacă o căutați, dar eu o avem din altă parte.
și de cum nu mai găsiți încă vreo câteva sute de imagini, dar niciuna nu are contrastul pe care îl are aceasta. Este o carte interesantă, este o carte care cred că prinde într-un fel pulsul arderilor spirituale de care era animat Lucanisul. Pentru că două lucruri trebuie subliniat la el. Unul, cultura lui imensă și erudiția teribilă. Se plimba cu atâta lejeritate prin cultura franceză și prin cultura occidentală în general. În Franța, hai să zic, trebuie să o cunoască. Făcuse 2 ani de zile, ținuse lectoratul român, de limba română, la Universitatea din Strasbourg. Dar era la curent tot ceea ce apărea în Occident. Discutam la telefon aproape săptămânal, aveam câte ceva de discutat la telefon cu el și de fiecare dată mă impresiona prin erudiția lui. Acum ce se întâmplă? Mediul intelectual ieșean îl privea cu o anumită rezervă, să nu zic ostilitate, oricum, o anumită rezervă față de Lucanisul o avea. Și atunci asta așa mă întreb, de unde provine această distanță? Da, o distanță. Deci chiar nu știți de unde? Eu știu de unde, dar de unde? Vreau să-i conving și pe ceilalți. Da. Lucanisul complexa prin cultura și prin erudiția. Nimeni nu se simțea cald în preajma lui Lucanisul. Toți se simțeau propria sa precaritate și vulnerabilitățile în ceea ce lucrește. Stai un, al doilea credea pe toți de gol că sunt poști, tovarăși și securiști. A, da, cu denunțările acestea, da, dar... I-a fost și pe toți. Pe toți, da, dar Sorin Ampoiții, de exemplu, a fost și el colaborator al securității și tornător cu partea în regulă și a rămas totuși și un amic și a scris împreună o carte, Neantul lui Valac. Ca și Drăgan, Mihai. Și el era în distanță. Și mai este, eu le-am luat un treilea motiv. Eu l-am avut ca profesor, deci îl cunosc aici, nu mă pot scopra de ce. Da. Un spirit, și tu ai scris de vreo două ori în cartea aceea, că ți-am citit cartea. Spirit contradictorial. Și un om foarte non-conformist, în sensul neapărat bun al cuvântului. Un cosmopolit de foarte multe ori. Egoist, egotist, foarte egotist. El, da, avea o cultură extraordinară, dar nu permitea și altora să demonstreze treaba asta. De asta studenții nu l-au iubit. Studentele, da, dar studenții nu. Nu, eu nu vă spun eu. Mediul academic. Eu și alți câțiva studenți, care citeam enorm, l-am bulversat pe Lucapițu, pentru că eu voia să scriem exact cursul lui. Lucapițu, Dumnezeu să-l ierte, despre morți numai de bine, era, într-adevăr, un om deosebit în cultură, dar credea că universul se învârte în jurul lui. În jurul acelei traiste pe care el și-o purta pe spate și pe traistă era brodat Ibu Roa. El se credea Ibu Roa, regele absurdului. Ei, rămâne de văzut istoric de la copil. Dacă a fost într-adevăr rege, măcar și-a văzut. Așa, nu știu, zici că a rămas în literatură. Da, va rămâne, probabil, acum va potărâ la cărba. Da, la urmă, așa e. Cine rămâne, da. Eu n-am simțit egoismul la Lucanisul. Ei, dacă tu poți să certifici aceasta. Zic că i-a cerut cineva ceva și Lucanisul a refuzat. I-a cerut cineva lui Lucanisul să recunoască faptul că nu a copiat cursul lui. Și ce a pățit? Ce a pățit poate? A picat, exact. Nu eu sunt pățit. Da. Dar nici nu le-am copiat. Dar nu mă... Da. Mă miră totuși. El era mai tânăr decât ceilalți profesori de acolo. Era mai tânăr, dar era cam de o vârstă spirituală cu fetele de la noi. Tare se mai legau prietenii. Și atunci băieții erau totdeauna văzuți prost. Fetele cu 10, băieții cu 5. Sau cu 3, mă rog, uitați. Am mai fost și unul de latin, așa, la Iași, de anul. Nu,
Este un om care trebuie cu chipzuință și înțelepciune judecat. Tu ai încercat să-l judeci și te ferici pentru treaba asta prin acele dedicații prin care se poate face deci o carte din dedicație. Atât de frumoase sunt. Nu, dar sunt pagini întregi. Pagini întregi. Nu, eu mă refer la faptul că el își făcea o delicatese, își făcea o mâncare bună din aceste dedicații. Sunt foarte frumoase. Dar se vede clar că el se clădește pe sine cuvânt cu cuvânt, dedicații cu dedicații. Era un narcis, narcisismul lui Luca Chițu, nu-l poate fi. Eu nu ai văzut cintura, mai suntem și noi. Eu nu te contrazic pe tine în ce spui cultura lui niciun caz, dar te contrazic pentru că l-am cunoscut și sub aspectul ăsta și nu numai el, l-am cunoscut sute de aspecte. Și am fost. L-a cunoscut mai mult la telefon. El a vorbit la telefon mai mult. Domnule Sărușule, a refuzat să vină la un bârș și aici în frate. Da, n-a venit, n-a vrut să vină. Nu este se considera superior. Asta e altă problemă. Eu l-am invitat la Tecuci, l-am invitat la... Și a venit la Tecuci? Da, da. Și a plecat funcția prin telefon. Și a vorbit la masă atunci, da. Da. Mai ții minte, eu am fost la masă cu Luca Chițu. Da, da. Știi că ai avut atunci așa un pic de contradicție. Un pic de contradicție, dar totdeauna. Noroc că n-au stat mai mult. Nu. Era chiar interesantă contradicția. Era, și domnule, și Cioran este un model, poate că considerat un model uman. De aici a fost. Da. Și lucrul chiar poate fi discutat. Dar vezi, acolo la masă m-a tratat de egal. În momentul când avea studentul, pe studentul avea altfel se trata. Nu, asta a fost Luca Chițu cu bune și cu rele. Deci nu este doar de înalt și negru. Are și foarte multe frumoase ca orice om, ca orice om către care trăiește pe loc. Nu neapărat asta. Nu, adică vreau să te cunosc. Nu, pe el? Da, probabil a și inventat Hristul tău, zic eu. Din câte știu, pentru că ne spunea... Deci avea două ore de seminar, în care, dintre care, din aceste două ore, una și jumătate era lista celor care l-au turnat. Poate că era mai bine să trăgea. Da, dacă tot era plătit, aproape. Era un loc informativ, în care el îi dădea studenților ca să-i traducă în limba franceză. Dar el spunea și despre anumiți colegi de-ai noștri că îl turnau. Eu știam despre cei colegi că nu l-au turnat, nici nu aveau de gând. Și de ce? Mă rog. Eu am vrut să te completez. Adică tu ai pus o față, eu am pus și contra. Nu, sunt opiniile unui grup destul de mărășor și destul de onorabil, pentru că toți colegii mei din grup au ajuns profesori universitari sau profesori de liceu. Nu sunt oameni de șansă, adică trebuie luată și această opinie. Sunt oameni care au vrut să arate că au și personalitate și Luca Chițu, Dumnezeu să le dea. Dădeam cap. Nu le-am. Să le dădeam. Normal. Nu, nu ți-am spus altă față, nu aceea de care ai spus-o. Eu știu că tu l-ai văzut în felul ăsta, mi-ai explicat atunci la Tecuci. Dar el mai avea și fața asta pe care tu n-ai de o să știi. Eu însă am de o să știu. Pentru că am fost sute de studenți. Dar ce faci? Spune-mi despre ei. Bătuți în cap. Nu încerc să te scopi. Și am rămas, nu vreau să rete, și am rămas bătuți în cap noi. Să știi că m-a stimulat. Întâi, bineînțeles că a fost ceva negativ, mare pentru mine, dar după aceea m-a stimulat de-a lungul anilor și pot să-i mulțumesc acum postum pentru această stimulare implicită, explicită.
Da, un personaj necesar peisajului cultural. De Luca Prițu a stimulat și negativ. A stimulat și negativ. În sensul că și prin latura lui malefică, narcisiață, și prin asta a stimulat și negativ. Da. Nu, nu, a fost și eu. A fost și eu. Când am spus că e egoist, mă gândeam și la egoist și la mătunat. Dar, încă o dată spun, și această latura personalității este în cele din urmă, concluzionând, este construit. Peste 10 de ani, el e ambiționat pe mulți dintre colegii mei să fie ceea ce sunt azi, adică oameni importanți și profunzi. Persoană complexă, domnule. Rău și bine. Depinde de procent. Depinde. Din ce față, din ce față. Dar cartea ta merită toate fericitări pentru a cărmie. Ești dintotdeauna, ți-am admirat această latură. Foarte atent și foarte obiectiv. Adică încerci să-ți spui părerea detașându-te de subiectivism cât se poate. Deci nu putem să ne detașăm total. Dar încerci la limită de obiectivități. Mulțumim frumos și avem aici, cum am anunțat în început, pe domnul profesor Eugen Ungureanu. Dumnealui e televiziunea favorit, a promovat mulți copii din absurd în muzică, chiar și o fată adjugeancă Păzaru Cristina. Am văzut că realizau misiune împreună, am foarte mult. O să fiu foarte scurt. Că, într-adevăr, am avut ocazia să pregătesc copii talentați de aici din jur. Sigur, toate aceste lucruri se leagă și de literatură, pentru că textele, am văzut mai devreme, pentru copii au fost și sunt foarte importante. Din păcate, într-adevăr, se citește foarte puțin acum. Am și sunt onorat să vorbesc în fața dumneavoastră. Sunt distinși scriitori și mai ales prietenul meu, domnul Fănel Galben, o să-mi spun, vezi că trebuia să spui aia sau aia la altă, așa, pentru că ajungem la unești. Dar noi ne gândim foarte mult să-l ținem cât mai mult la unești, pentru că avem nevoie de dânsul. Vreau să vă spun că televiziunea noastră exclusiv este o televiziune tânără, este pe o platformă națională exclusiv România, care are și o rețea de socializare absolut românească. A zis că e bine să avem și în acest domeniu un început. Mă gândeam în timp ce ascultam, chiar mi-am notat foarte multe lucruri, o să le povestesc în documentarul pe care noi îl vom realiza. Ce frumos ar suna așa televiziunea literară. Ar fi o chestie. Și poate o facem chiar online, o să ne gândim. E un gând care a răsărit astăzi aici, pentru că am putea avea posibilitatea, având la îndemână internetul, tehnologia, comunicare extrem de rapidă, oriunde în lume, să prezentăm asemenea întâlniri care au un rol foarte, foarte important, în primul rând educațional, în primul rând de cunoașterea valorilor noastre naționale, și mai mult decât atât, să oferim și tinerilor talentați în acest domeniu al literaturii șansa de a avea un model în cei care au prezentat astăzi lucrări literare. Vă mulțumesc foarte mult, sunt onorat, vă spun încă o dată, și vă doresc multă sănătate. N-aș vrea să mai aud aici de sfârșitul, ci doar de reinventare și de noi cărți, pentru că noi avem nevoie de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Bravo! Asta trebuie să faceți filmele pe care ați repunat pe YouTube și postul pe Facebook. Veți avea un succes imediat. O să vă dau o veste foarte proastă. Chiar discutam cu domnul Conel Galben și fiindcă sunt și tineri aici, o să mă fac un mesager al celor care muncesc o viață întreagă. Își pun opera pe YouTube sau pe Facebook. Și am trecut prin ambele variante, munca mea, de exemplu, dar nu îmi pare rău, am spus doar așa, ha-ha și gata, merg înainte. Mi-au închis niște conturi de Facebook, de YouTube, pe care am postat foarte multe asemenea lucruri, deci vă dau un sfat tuturor, eu fiind și un pic, având la bază și electronica și mai târziu IT-ul,
Vreau să vă spun, nu trebuie să vă puneți munca de luni de zile, de ani de zile, pe aceste platforme, mă refer la YouTube și la Facebook, o spun doar aici. Probabil vor vedea și ei. Nu, problema este alta. Dintr-un motiv, m-am uitat în regulamentul lor și spune, vă putem închide contul din orice motiv. Am citat exact, din orice motiv. Eu sunt victima, acum, ieri am pățit, muncesc cu o echipă de ani de zile. Norocul meu că materialele pentru televiziune folosim un alt server al nostru propriu, am făcut investiții și se pare că am fost inspirat. Pagini întregi pe Facebook, lucrate cu migală, cu copers, cu design, cu texte, cu prezentare, cu tot ce vreți dumneavoastră, muncă de foarte mult timp. Deci, cu chestia aia cu ouăle într-un singur coș. Dacă vă faceți pagini și dumneavoastră, toți scriitorii și chiar și elevii, vă dau un sfat, faceți ca o alternativă, păstrați-vă materialele într-un alt loc, bine, bine. Absolut. Pentru că, așa, o altă chestiune, deci sper că am fost clar, la fel și cu Facebook, tot timpul până nu le-am dat buletinul, deci copie după cartea de identitate, am avut tot timpul probleme cu ei. Orice chestie li se năzare, după aia cu drepturile de autor, într-adevăr, e o chestie foarte bună. E o chestie foarte bună, dar vă spun o poveste. Mi-au, la un moment dat, mi-au, tot așa, mi-au închis contul cu melodii cântate de mine, compuse de mine și muzică și text. Deci se ajung la niște situații absolut absurde, este un monopol al marilor companii. Așadar, ca să nu mai pierdă și alții ce am pățit eu oricum am o arhivă destul de bogată, întotdeauna am păstrat suporturile, dar e bine să știți acest lucru, vă spun un om care a pățit-o chiar ieri. O a doua chestiune, vă recomand, probabil că aveți în intenție și tot în acest domeniu tehnic, la toate lucrurile este bine ca editurile dumneavoastră să facă și formatul electronic, pentru că prin acest mijloc vorbeam că lumea nu mai citește. Iată, tinerii, să știți că sunt dornici, dar vor altfel. Sigur, vor veni și în bibliotecă, dar bibliotecile în timp se vor transforma prin digitalizare în cărți, rămân și cele clasice, este foarte frumos, dar gândiți-vă foarte serios la formatul electronic, pentru că veți ajunge mult mai ușor la public și publicul citește. Pe internet este o chestie care nu prea am auzit-o aici, mi-aș dori tare mult pe lângă cartea care așa spune, doamne, avem și formatul electronic. Este un sfat al meu și sper să vă prindă foarte, foarte bine. Vă felicit încă o dată să aveți putere de muncă și vă spun, literatura românească este la un nivel extra.